Situație de conflict la Rezina. Autoritățile locale spun că reprezentanții PLD-MED din Rezina ar fi spart ușile centrului comunitar din oraș. La rândul lor, reprezentanții PLD-MED afirmă că le-a fost încălcat dreptul la întrunire. Acuzațiile reciproce au fost lansate în cadrul emisiunii Impact Social realizată pe postul Elita TV. Membrii PLD-MED au preconizat o întrunire pentru data de 4 septembrie anul curent, care urma să fie desfășurată în centrul comunitar din Rezina. Președintele raionului Rezina, Eleonora Grau, susține că reprezentanții PLD-MED au spart ușile și au pătruns în centrul comunitar din oraș, încălcând astfel ordinea publică. Au intrat în casa din centrul comunitar al orașului Rezina, s-au spart ușile de la etajul 2 și au fost sparte ușile de către domnul Popa, consilier raional, și de către domnul Ceban, la fel consilier raional. La rândul lor, reprezentanții PLD-MED susțin că au acționat în limitele legii și acuză administrația publică locală de lezarea dreptului la întrunire. Ei susțin că ușile fiind descuiate au intrat și au desfășurat întrunirea, chiar dacă paznicul le-a spus inițial că nu le permite să intre. Paznicul a interzis accesul participanților la întrunire. La care după asta eu m-am adresat vicepreședintului, primarul și mai departe, având acceptul din partea doamnei și neavând niciun refuz, nici înscris, nici oral. Comisarul raionului Rezina a declarat pentru Elita TV că cercetările în acest caz încă durează. Cu toate acestea au fost stabilite deja unele circumstanțe. Demersul doamnei președinte este indicat că ușile au fost sparte. La imediat a fost informat comisarul de poliție, care a trimis la fața locului grupa operativă. Conform cercetării la fața locului, urme de spargere a ușii n-au fost depistate. La moment, materialul se află în precautare, se acumulează probe. Când va fi finisat materialul, veți fi informat adăugător. Am încercat să aflăm de la procurorul raionului Rezina, Vladimir Erhan, care sunt prevederile legii privind acțiunile aleșilor locali, deputatului în Parlament, dar și a președintelui raionului. Poliția examinează cazul persoanelor care în mod forțat au pătruns în localul casei de cultură prin prisma articolul 35, tot cu reneconoasă amovolnicia. Și dacă vor fi găsiți vinovați, persoanele în cauză riscă pedeapsă cu amenă de la 30 la 40 de minute convenționale sau muncă neregulată în folosul comunității de la 40 la 60 de ori. Cauza dată se examinează în prisma a două articole din codul contravențional, articolul 67, încălcare de situații privire la întruniri, împiedicarea organizării, și prevede sancțiune cu amendă de la 40 la 50 unități convenționale. Și al doilea articol, articolul 316, în îndeplinirea cerințelor legitime ale deputatului în Parlament, care se sancționează să dea sub formă de amendă la 20 la 30 unități convenționale. Președintele raionului Rezina, Eleonora Grau, și deputatul în Parlament, Nicolae Olaru, au fost invitați pentru a-și expune punctul de vedere în cadrul emisiunii Impact Social, realizată de Elita TV. Iar reporterii noștri vor urmări în continuare evoluția evenimentelor vis-a-vis de acest incident.